Deputatul independent Mircea Giurgiu propune înființarea primului muzeu al comunismului din România, care să fie imaginea perioadei trecute cu părțile ei bune, dar și cu cele rele. Lucrăm la un proiect de lege pe care sperăm să-l depunem până la sfârșitul sesiunii parlamentare, prin care să fie înființat în România un muzeu al comunismului și cei care au diverse documente sau pot să vină cu ceea ce s-a întâmplat atunci, poate chiar mărturii sau ceea ce au avut ei atunci sau au fost în închisoare și au documente, să vină să le expună, fiindcă e bine ca fiecare cetățean român să nu uite ce a fost, să învățăm din trecut, dar să și avem dovada a acele perioade în care, din păcate, pentru noi a fost destul de greu. Sediul viitorului Muzeu al Comunismului va fi la București. Cred că cel mai bine ar fi să fie în subordinea Ministerului Culturii, încă n-am stabilit, cred că săptămâna viitoare finalizăm, dar oricum cred că Ministerul Culturii ar fi bine să se ocupe și să fie în subordinea Ministerului Culturii. În așa fel încât tot ceea ce apare, mărturie sau dovadă, scrisă sau pe alt suport, să poată fi prezentată și să poată intra în conservare. Parlamentarul va depune proiectul legislativ în Parlament săptămâna viitoare.